Eu mă bucur că fac parte din această echipă. Eu vă dau cuvântul că voi depune toate eforturile ca să păstrăm un echilibru intern. Eu astăzi, cu toată stima și respectul, mă adresez multor prieteni din fracțiunea de opoziție. Stimați prieteni, eu am mai spus-o și anul trecut. Este o onoare să lucrez în opoziție. Este foarte plăcut să lucrez în opoziție și să vii cu un proiect, să-l propui și să-i convingi pe ăștia care sunt la guvernare să-l voteze. Vladimir Nicolaevici, eu vă rog foarte mult să contribuiți la păstrarea unei atmosfere constructive în țară. Să votăm împreună președintele țării. Să votăm împreună președintele țării. Să contribuim ca să avem o guvernare pe 4 ani de zile. Și eu vă asigur că moldovenii de la Ocrița până la Cahul vor fi recunoscători opoziției. Domnul Dodon, eu vă rog foarte frumos, îmi place limbajul critic a dumneavoastră, eu înțeleg că vreți să creșteți în partid, dar experiența pe care o aveți, ca ministru a economiei, poate fi foarte utilă de a face multe lucruri bune în țara moldovenească. O să treacă timpul și o să veniți la guvernare, poate. Eu n-am fiut nici împotrivă. Deci, stimați prieteni, eu doresc drum bun guvernării de astăzi, eu doresc o muncă activă pe parcursul a 4 ani de zile și să deie Domnul ca la urmă să avem cu ce să ne mândrim. Mulțumesc! Și ultima luare de cuvânt potrivit listei care mi-a fost prezentată de secretariat, domnul Mihai Ghimpu. Asta deja devine o tradiție.